Ok, unde mergem? România! 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 Facem România! Salutare toată lumea, eu sunt Felix Gameru și bine v-am la un episod nou de Pic. Azi, Steagul, vă place foarte mult. Suntem Cuba! Ia uite-te, Cuba! Deci Cuba e tot albastru, din câte văd eu. Tot albastru și... Fac tot albastru, dacă reușesc. Ok, n-am făcut tot albastru. Și după aceea trebuie să bag două din astea albe în mijloc, sper să reușesc. Așa, și după aceea trebuie să pun chestia asta. Și după aceea trebuie să pun steaua. Steaguri, trebuie să recunosc că astea sunt steaguri complicate de făcut. Sunt steaguri destul de complicate, dacă ar tot trebuie să le desenezi, ar lua ceva, nu-i ca la noi. Roșu, galben și albastru, trei carioți, gata. Nu trebuie nimic, poți și fără liniar. Dar la altele trebuie să faci. Cuba, perfect, 30% discover. Băi, ajungem în episodul ăsta la român. Vreau România să facem... Fraților, foarte mult și voi rupeți butonul de cocolike. Mă dai deja cu steagul. A, da, mi-l cureți. Uite, mă dai cu steag, după aceea mi-l vopsești. Bun, avem roșu în partea asta. Avem negru în partea asta. Și avem alb în partea asta. Bine, bă! Și avem aici emblema asta. Na, și mai steagurile astea, dar steagurile astea sunt albe, ceea ce înseamnă că trebuie din nou să le pictez, ceea ce, na. Trebuie să pictez din nou totul. Dar e ok. Și dăm așa aici, așa. Așa, și dăm aici negru. Și alb. Practic mai trebuie să mai dai... Ah, da, am sfeclit-o. Practic mai trebuie să mai pui culoare albă dacă ele deja sunt albe. Dar erau albe prin interior, nu mai trebuia să pun. Bă, trec nivelul. Asta e important. 91%. Bă, ce mulțumit sunt oamenii ăștia, ce ușor poți să-i mulțumești. Egiptul. Franțuze, hai mă că ajungem și la români, apropiem de români. E bine, poți să schimbi ceva pe aici? 500, eu am 100. Să schimb fetele? Hai să schimb fetele. 2000 costă! Nu merge. Bun, franțuza, ale da. Asta e ușor rău de tot. Alb. Dar uite bă, că dacă ăsta e cu alb, mi-l dă... Nu mi-l dă alb. Așa, alb. Albastru pe aici, așa. Deci românii au roșu, galben și albastru. Și au albastru, alb și roșu. Cam apropiat. Cine o copia pe cine? Nu știu dacă am apropiat. Eu am crezut că francezii au și o steag ceva, o stemă ceva. Mamă, dacă am făcut câte steaguri am făcut ăsta. Am mers ușor cu francezii. Hai că ne apropiem să facem Europa. A plecat din Europa. Unde a plecat? Play EU. Ce-i asta? A, steagă Europei. Hai că e bine. Steagă Europei destul de simplu. Este albastru. Și am sfeclit-o aici. A, pot să repar. Steagă Europei este albastru. Și are... Stele. Gata. A, deci noi facem toate steagurile care există planetă. Asta e bine. Am făcut doar două steaguri, că restul mi l-o tăiat acolo. Da, nu-i bai. Super tare. 100%, e că e bine. Super tare. Vreau să fac români. Un loc. Nu se poate. Chiar aș vrea să facă... Mi-aș dori să facem... Greenland. Hai să facem și Greenland asta ce-o fi. Bă, lasă-mă ce zice la... Bă, nu, eu vreau să facem steagul alb cu roșu și un cerc, dar să fie într-o altă parte roșu cu alb, deci să fie... Eu vreau să fim unii, să pară lumea, zice, bă, ce steag deosebit, adică nu oricine poate să facă. Ăștia s-au complicat puțin așa, dar nu contează. Așa. Și cu roșu, ca să se în evidență. Toate țările au steag. Ok. Ok. Era să folosesc aia steagul Canadei. Acum mi-a rămas o linie acolo, dar o decupezi. Știi cum e? Hai că e bine, 90%? 100%? Mă, nu deranja bucata aia. Hai ce lasă că e ok, că puțe, e marge de eroare. Bă, dar mare Groenland asta. Hai, mișa mică e Portugalia? Ok. Facem Portugalia. Deși tare mult aș vrea să fac România. Alea o să fiu mai atent. Mi se pare că am făcut și Moldova, nu știu, dar n-am făcut România. Asta e mai ciudată, că vine... Mult roșu în partea asta. După aceea puțin tel de verde. Gata. Și după aceea punem asta. Cred că trebuia mult verde, dar e bun și așa. E bun, eu zic că merge. 100%. Bă, ce ușor sunt de mulțumit ăștia. N-ai treabă. Ok. A, am ajuns prin Africa, până am ajuns. Hai să faci. Oh my god, câte țărți pe acolo. Și America, câte state au, poate și aia au steagul lor. Bun. Lasă că ajungem la români. Oricum suntem la 30% de încolo. Deci galben în partea asta.
Așa. Verde în partea asta. Roșu în mijloc. Bine, bă, și steluța. Am asupus puțin verde după roșu, dar nu cred că deranjează pe nimeni. Adică și mai fain, este mai mult roșu în evidență. Ia uite. 100%? Băi, bine, băi, bine. Unde mergem, unde mergem, unde mergem? Ungaria. Hai bă, că sunt deși noi aproape. Țară mică pe acolo. Ok, facem mijloc alb. Ohoho. Și nu mai prea mai trebuie să mai fac alb, dar fac pe tot alb, așa, de distracție. De bă, cum vine ăla, face roșu. Facem verde. Perfect! Și uite, acum mai luăm steagul. Ia, uite. Ungaria are steagul destul de simplu. Pur și simplu, dacă ai coala albă, faci cu roșu și cu verde. Deci n-ai treabă. E avantajos. Trebuie să recunosc. Hai la român lingură, lingă. Italian, lasă că e bine. Oricum, la un moment dat facem și românii, mă gândesc. Așa, deci ei au verde, alb și roșu. Ideea este că dacă acum cineva vrea să-și facă o țară cu un steag, trebuie să se gândească care nu-ți luată, că s-cam luate cam toate ideile bune, adică toate culorile combinatele s-cam luate, trebuie să vii și tu cu ceva, cu hexagon, cu rom, cu nu știu, din astea așa. Hai să punem pe aici verde. Mai punem puțin, că n-a să mai fie. Punem alb în mijloc. Așa, și punem roșu puțin aici. Nici mai vreau să mai pun, gata. Gata că am pus bine. Save the flag. Ce să-l salvez, că l-am perfect. Ia uite ce seal am făcut. Ia uite. Perfect, 100%, mă, nu te pui, mă, cu mine. Păi aș vrea să iau pe asta, dar nu pot să-mi uit acum la reclamă. Unde mergi, mă? În Filipine? Oh. Oh, ce stea complicat. Ce culoare merg, că nici măcar nu știu. Stai, bă, că m-am zăpăcit total. Așa. M-am zăpăcit total. Ce stea gheala, mă? Roșu aici. Nu cred că e bine, dar n-am pus destul de roșu, dar cred că nu se supără nimeni. Mai punem puțin. Așa. Acum mai trebuie puțin albastru. Ei, mai trebuie puțin roșu. Bun, și acum punem chestia asta. Și pe aceea un biet steag am făcut. Și mă vola, nu-l iau, că stric steagul și de-abia l-am făcut. Perfect. 100%, las că e bine. Super tare. Așa, unde mergem, fratele? În Scoția! Ai de mine, în care și bărbații poartă fustiță. Așa am văzut la filme, că habar n-am. Deci tot albastru. Și de aici faci tema asta, după aceea îl faci tot albastru. E mai mult așa de distracție. Așa. Ok. Fiți atenți, luăm forma de la unic și după aceea o punem pe cealaltă. Așa, așa s-a complicat puțin cu steagul. Dar nu e așa rău. Hai că asta a fost mai simplu decât altele. Simplele care sunt într-o culoare și după aceea îți dă ștampilă. Că până la urmă reușești să faci. Așa. Ok, unde mergem? România! 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 Facem România! Deci rupeți butonul de gol, că am ajuns la România. Ești nebun! Mamă, bă, sincer, bă, mie-mi place țara asta. Iubesc. Așa cum este, bă, știi că este aici, m-am născut, îmi plac și românii, e frumos și dincolo, dar nu știu ce zic, mie îmi place aici, adică e ok. Ce mă, toate steagurile astea, mă zăpăcesc. Deci, în mijloc, neapărat să fac galben bine. Galben bine și să luăm puțin de albastru, puțin. Puțin. Poate puțin mai mult, așa. Atât, atât, atât. Puțin din roșu, puțin. Puțin mai mult. Bine, bă! Uitați-vă steagul României la perfecție, fraților! Super tare! Am făcut România. Asta e tot ce contează. Singapore. Crede că Singapore, care îmi stea mai șmecher. Ce e asta, mă? Ok. Gata, am făcut România. Seria fericit. Asta mi-am dorit să-l fac astăzi. Deci chiar mi-am dorit să fac România. Mi-am dorit mult și uite-te că s-a legat lucrurile. Hai să luăm toate monedele, poate ne ajută cu ceva. Uite așa cum luăm aici monedele. Și roșu în partea asta. Așa. Aici o linie de roșu care ar fi bine să o facem. Ok, luăm asta. Eu sper că mai îndă să pun alb într-o parte. Andă, perfect. Ce prostie am făcut?
Ce prostie am făcut acolo? Bă, ce prostie am făcut acolo? Am dat să mai fac o dată că l-am cam stricat. L-am stricat rău, rău de tot. Adică, uitați-vă ce am făcut aici. Deci, are roșu și alb. Și după aceea trebuie să pun o singură ștampilă cu o semilună și 5 stele. Bă, ne dă oare de două ori monedele astea? Dacă le-au dat și de două ori, adică chiar are eroare jocul? Ia, luăm de aici, luăm asta așa. Ok. Ne trebuie acum... Deci trebuie să luăm doar asta și după aceea să facem albul. Ne dai alb? Uite că ne dă alb. Și acum dacă l-aș nimeri cum trebuie... Perfect, 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 perfect. Deci uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă. Asta, da. Gata. Destul de perfect. Singapore... Merit 100%. Bine, nu-i perfect așa la liniar, că nu-i farmacie, dar... E bine. E bine, bine, bine. Deci urmează? Slovacia. Ah, ce micuț e România pe lângă celelalte țări. Mare țările alea, bă. Zmar de tot. Pe cuvântul meu. Adică ca spațiu, ca teritoriu. Așa. Am cu roșu. Fac alb în partea asta. Fac puțin albăstrel. Așa și punem asta. Și... Mai fac roșu. Și atâta, că restul stric. Bă, trebuie să recunosc că... Nu mi-e cel mai reușit steag al meu. O să trec nivelul. Dar la limită. Uitați-vă și voi că l-am cam colorat pe acolo prin spate. Dar l-am trecut. Cu 89%. Am trecut. Ce face asta, poștaș? Hai să vedem ce urmează. Wales. Asta e prin Anglia undeva. Oh my, bă, ia uite, bă, la ei. Du-te, mă, dragon. Nu, eu vreau alb cu verde, că avem verde, avem multă culoare verde, alb, că e șastea cu pânza albă și restul ne vrem dragon. Deci nu ne trebuie dragon. Dacă nu-i dragon, nu mă joc așa. Toată lumea să știe că noi avem dragon. Păi cum, mă, fratele meu, să-mi dea la școală să-l desenez pe ăsta, că îmi iese stafidă. E și ușor puțin de făcut așa, dacă faci așa. Și gata. Mă merg printre. Mai pun puțin verde, că mai merge. Dar cum faci, mă, dragonul ăsta când te pune să desenezi steagul în școală? Doamne! Complicat, un dragon? Vedeți că are cap, mâini, coadă. Mi se pare foarte greu de făcut. Doamne, că la grădință desenam steagul României. Trei linii. Și gata, steagul României, gata, vreau să arice, bravo, Felix, deci Felix a 10. Și uite-te aici, cum să fac, mă, asta? Bine că nu are mai multe culori, bine că nu și... Păi, bine că nu sunt trei dragoni. Ce? Oh, Anglia! Bine, oh, și ăștia... Am uitat cât de complicat e ăsta. Mamă, dar și ăștia s-au complicat rău de tot. S-au complicat. Nu s-a mai văzut. Ok. Hai să facem. Bine, eu cu ștampila asta îl fac ușor, dar... În realitate, cu ce aș începe? Pe aș începe așa, pe foaia albă aș face crucea albă, roșie. Și după aceea aș face linii și aș, cu creionul, după aceea aș colora cu albastru și cam asta e. Dar nu mi-ar fi chiar așa de ușor la îndemână. Sau poate altă tehnică ca să faci mai repede. Mamă. Ce urmează? Brazilia. Mamă, ce mare Brazilia! Verde cu... Ok. Deci Brazilia pur și simplu verde. Cu un romb și cu o planetă. Ok. Nicio problemă. Bine, l-am făcut destul de ușor, că a fost într-o culoare, dar... mai greu l-a desenat. Finish. Și mai facem una. Și cât asta am făcut? Am terminat 50% din joc. Ia să vedem. 40%, bun, mai jucăm la 50%. Moldova, bine, mă, vecinii noștri, cum să nu? Deci noi avem roșu, galben și albastru. Roșu, galben și albastru. Ei au albastru, galben și roșu. Și au și sistema aia care e foarte grea de făcut. După părerea mea, vulturul ăla cu ce-o fi. Mamă, și ăsta e greu de făcut. Dacă ai să-l desenez. Părerea mea. Așa, facem limar așa, după aceea să facem albăstrel. Ajunge, facem roșu. Puțin tel, așa. Gata! Și acum stema.
Bă, l-am făcut bine, n-ai ce să-mi zici. De cine-i din Moldova să rupă butonul de cocolai? Că l-am făcut bine, uitați-vă aici. Eu zic că-i... Ce vorbești? 100%, toate steagurile 100%. Perfecție, măi, perfecție. Am făcut 51% din planetă. Dacă vrei să mai facem, să te luăm toată planeta, să-ți mai faci un episod, rupeți butonul de cocolai și ne vedem data viitoare. Pa, pa!